Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Împreună cu colegii de la Poliția de Frontieră, în persoana domnului Rosean Vasilou, șeful inspectoratului, am decis să facem o mică conferință de presă, inclusiv să răspundem la întrebările noastre, în situația în care o să apară mari acțiuni de contracarare a traficului ilicit și în special de țigări în perioada în prima jumătate a anului curent. Am convenit o formă de aceste conferințe de presă. Pe partea ce ține de contracararea fraudelor vamale va vorbi domnul Nicolae Vutcariov, director adjunct al Serviciului Vamal, șef al Departamentului Antifraudă, deja de activitatea Poliției de Frontieră, domnul Vasiloi, și implicit propunerile de lege aferentă care au fost înaintate de Serviciul Vamal pe domeniul respectiv, mă voi expune eu după ce îți vor expune colegii. Bună ziua, stimați reprezentanți ai instituțiilor mass media. Serviciul Vamal al Republicii Moldova menține ca obiective strategice contracararea fenomenului de contrabandă și încălcarea legislației vamale, precum și facilitarea comerțului legitim. Astfel, pe fundalul războiului din Ucraina, care a generat creșterea nivelului de solicitare a resurselor serviciului Vamal, necesare gestionării traficului sporit de mărfuri, de persoane și unități de transport, domeniul antifraudă a depus eforturi sporite prin desfășurarea măsurilor speciale de investigații în vederea prevenirii, combaterii și depistării fenomenilor de contrabandă. În acest context au fost înregistrate peste 81 de capturi de țigări și pornite 8 cauze penale, confiscându-se în total 37.804.000 țigarete. Astfel au fost puse sub învinuire 12 persoane, 3 au statut de bănuiți, iar alte 4 persoane sunt reținute, între care doi șoferi, un angajat al serviciului Vamal și un fost angajat al serviciului Vamal. În continuare vă voi menționa câteva cazuri de rezonanță pe care le-am avut în această perioadă în documentare. Astfel a fost documentată activitatea ilicită de producerea țigaretelor destinate pentru a fi scoase prin contrabandă. Agentul economic desfășura activitatea clandestină de producere a țigaretelor fără acte permisive în acest sens. Urmarea a perchezițiilor efectuate au fost depistate și ridicate materie primă pentru producerea țigărilor, produsul finit, țigarete în cantitate de 52.126.000, inclusiv și utilajul de producere a țigărilor la fel a fost ridicat. Un alt caz a fost când am documentat activitatea ilicită a unui agent economic, la fel cu produse de tutunjerie, țigări marca Business Club. Ca urmare a întreprinderii măsurilor speciale de investigație, în cadrul unui dosar au fost ridicate și recunoscute în calitate de corp delict produse de tutunjerie, țigări în cantitate de 32 de milioane de țigări. Urmare a acțiunilor de urmărire penală a fost aplicat sechestru atât asupra produselor de tutunjerie, cât și autocamioanelor care au fost transportate. Valoarea acestora constituie aproximativ 2 milioane de lei, mă refer la mijloacele de transport. La fel a fost documentată o schemă de contrabandă cu produse de tutunjerie ascunse în locuri speciale amenajate în cadrul unităților de transport care se deplasau spre Europa. Țigaretele au fost ascunse în sistemul de ventilare a două autocare. Urmarea acțiunilor de urmărire penală, autocarele au fost indisponibilizate prin sechestru. Valoarea unităților de transport a fost stabilită de 1.600.000 lei. O altă schemă a fost atunci când am documentat o contrabandă cu produse de tutunjerie tăinuite în locuri special amenajate al unui automobil de model X6 pe direcția ieșire în cadrul postului Vamal de frontieră Sculei. Poliția de frontieră. În comun cu Poliția de frontieră, fiind depistate nedeclarate circa 80.000 de țigarete, asupra mijlocului de transport la fel a fost aplicat sechestru. Ceea ce este de menționat, că până în luna mai 2022, importul de țigări a scăzut cu circa 25% față de perioada similară a anului precedent, iar importul de tutun de materie primă pentru producerea țigărilor la fel a scăzut cu circa 45% față de perioada similară a anului precedent. Totodată, în jumătate de an, Serviciul Vamal a contracarat 81 tentative de trafic ilicit cu produse de tutunjerie, iar în perioada similară a anului precedent,
Au fost înregistrate circa 43 de cazuri, ceea ce presupune că a fost înregistrată o creștere a numărului de capturi cu circa 88%. Menționăm că în cazurile în care țigările sunt enuite de la controlul vamal în locuri special amenajate, în cadrul unității de transport, acestea sunt confiscate conform procedurii sau este încasată contravalarea acestora. Astfel, în 6 luni ale anului 2022 au fost reținute circa 20 de unități de transport, contravalarea acestora fiind de circa 6.640.000 lei. Cele mai populare mărci de țigărete utilizate în traficul ilicit pentru perioada anului 2022 au fost mărcile Marlboro, circa 13%, Kent și Winston circa 8%, Camel 7% și Rothmans 4%. În ce privește depistările efectuate de funcționarii vamali în cadrul autorității vamale a României la frontiera moldo-română, cea mai mare captură a fost realizată în luna aprilie 2022 la postul vamal Albița, fiind contracarată o tentativă de introducere ilicită a țigaretelor pe teritoriul României în cantitate de 759.600 țigarete de marca Cult, ceea ce constituie 77% din totalul de țigarete reținute de autoritatea vamală la frontiera cu Republica Moldova, aceasta fiind practic unica captură semnificativă la hotar. În acest sens, serviciul VAMAL la fel s-a autosesizat în acest sens și a pornit o cauză penală. Urmarea măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală au fost reținute 4 persoane, care a vorbit mai devreme, 2 șoferi și un fost angajat al serviciului VAMAL și un actual angajat al serviciului VAMAL. La moment, acțiunile de urmărire penală continuă pentru a stabili întreg cercul de persoane implicate. Totodată menționăm că în 6 luni ale anului 2022, traficul de unități de transport și persoane prin posturile vamale de la frontiera moldo-română pe direcția ieșire din Republica Moldova a crescut semnificativ. Din datele pe care le avem la moment, a crescut cu aproximativ 141%, cel mai mare trafic fiind constatat la Leușeni și Sculeni. Prin urmare, reieșind din datele disponibile, putem concluzia următoarele, că în anul 2022 nu se constată o creștere a importului de țigări sau materie primă pentru producerea acestora, fapt ce ar genera suspiciuni cu privire la intensificarea activității de comercializare ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. Numărul de depistări efectuate de funcționarii vamali din Republica Moldova este în creștere față de perioada similară a anului precedent, iar cantitatea țigaretelor per caz este în descreștere. Precum și țigările depistate sunt cu timbru de acciz procurate legal de pe teritoriul Republicii Moldova, iar tentativele de contrabandă cu țigări contrafăcute nu au fost constatate. Vă mulțumesc! Mulțumesc. După cum a menționat colegul domnul Lucariov, în principiu toate cazurile care au fost depistate, noi permanent am făcut o comunicare publică pe situația dată. Primul caz este vorba de o fabrică ilegală de la Căușeni, al doilea caz niște autocare care erau staționate așa în lipsa actor pe teritoriul vamal, teritoriul terminalului vamal Căușeni și deja ăsta permanent au fost mediatizate, inclusiv pe pagina noastră de Facebook sau pe nemijlocit pe canalul Telegram al serviciului vamal. Aceasta suplimentar ce am vrut să menționez. Dragi cetățeni, stimați membri mass media, voi prezenta succint informația cu privire la rezultatele activității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră pe combaterea traficului ilegal de țigarete pe jumătate anului 2022. Criminalitatea transfrontalieră, dar în special după declanșarea războiului din Ucraina, a luat o altă amploare, ce pune presiune sporită pe frontiera de stat, dar și pe autoritățile care desfășoară activitatea la frontiera de stat și scot în evidență trăsături specifice a acestui fenomen și în particular activități ilicite care impun după sine sporirea capacităților și fortificarea măsurilor operaționale
ca și reacție a autorităților de aplicare a legii. Și aici vorbim despre acele măsuri care sunt întreprinse cum în Republica Moldova, atât și de partenerii și colegii noștri din statele vecine. Așa cum spuneam și cum am menționat și colegii, noi contribuim activ pe diferite paliere la contracararea acestor fenomene infracționale și asigurarea stabilității și securității la frontiera externă a Uniunii Europene, în special pe combaterea flagelului despre care vorbim astăzi. În perioada de raport, pe segmentul de responsabilitate a Poliției de Frontieră, pe sectorul de frontieră cu România, au fost înregistrate 27 de cazuri, din care 3 cazuri pe frontiera verde, restul fiind în punctele de trecere a frontierei de stat, fiind curmată trecerea ilegală a peste 93 de pachete de țigări. Ceea ce este o majorare de 276% în comparativ cu perioada analogică a anului 93.000, cred că. 93.000, da, de pachete de țigări. Eu ce am spus? 93. 93.000 de pachete de țigări. Totodată vreau să menționez faptul că în perioada activă a unei operațiuni speciale sub coordonarea procurorilor cu participarea autorităților de aplicare a legii din România, în februarie-mai anului curent, în zona de responsabilitate a Direcției Regionale Nord, în cadrul cauzei penale de documentare a contrabandei cu produse de tunjerie, a fost desfășurată operațiunea de amploare, în cadrul căreia au fost realizate măsuri speciale de investigații, și anume, livrarea controlată sub controlul autorităților de drept de pe ambele maluri ale Prutului a unei cantități de 125.000 pachete de țigări marca RIT. Și dacă vorbim în cantități de țigărete, sunt 2.500.000 de țigări. Operațiunea ne-a permis să acumulăm mai multe probe, mai multe activități specifice, de unde, cum se aduce marfa de contrabandă din interiorul țării către frontiera de stat. Împreună cu autoritățile din România ne-a permis să aflăm toată rețeaua de distribuție pe teritoriul României, astfel ca să ne permită implementarea mai multor măsuri de comun acord în combaterea acestui flagel. Urmarea a rezultatelor pe acest caz au fost reținute 8 persoane, fiindu-le aplicat sechestru pe bunuri în valoare de 2.700.000 de lei, ridicate suplimentar la acele pachete care au fost sub control transportate peste frontiera de stat încă 25.000 pachete de țigări marca RITM în valoare de circa 500.000 de lei. O altă operațiune care a fost desfășurată pe cauza penală în zona de responsabilitate a Direcției Regionale Sud, urmarea căreia a fost soldată cu deținerea a 3 persoane și ridicate peste 34.000 pachete de țigări marca Ashima în valoare de circa 680.000 de lei. Acțiunile de urmărire penală continuă și în prezent, mai multe detalii nu putem da. Creșterea fenomenului de contrabandă de țigări, și asta este din cifrele care eu le-am prezentat, relevă faptul că cotele istorice scăzute din lunile iulie 2021 până în martie 2022 se datorează fluxului masiv de persoane și transport generate de războiul din Ucraina. Menționăm că aceste fenomene a generat o reducționare masivă cum a fluxului de persoane și mijloacele de transport, inclusiv și încercărilor de trafic ilicit de mărfuri, pe cum și redicționarea fluxului de produse prin Republica Moldova către noi piețe, și despre asta au vorbit și colegii mei din cadrul serviciului VAMAL. Menționăm că de după 24 februarie până pe 22 iunie, marea majoritate a efectivului Poliției de Frontieră a fost concentrat și dislocat pentru gestionarea fluxului migrațional pe sectorul moldo-ucrainean al frontierei de stat,
precum și dispozitivele și echipamentele speciale, și aici vreau să aduc mulțumire și colegilor noștri din serviciul VAMAL, pentru că a fost o sinergie a eforturilor în acest sens, cum și cu alte autorități, fie la nivel de MAIE, fie la nivel național. Dacă e să vorbim despre statistici, pe sensul de ieșire din Republica Moldova la frontieră cu România, în comparație cu anul trecut, noi am avut 940.000 de traversări unice a persoanelor. Anul acesta noi avem peste 2 milioane de traversări a persoanelor la frontiera Moldova-Română. Pe transport, colegii mei deja au vorbit, dar încă o dată vreau să reiterez că practic este o majorare de peste 100% a traficului de transport la frontiera Moldova-Română. De către Poliția de Frontieră și în comun cu Serviciul VAMAL, procuraturile specializate, la momentul actual sunt desfășurate un complex de măsuri speciale de investigații în cadrul mai multor cauze penale, în vederea documentării activității ilicite a mai multor grupări, predispuse la comiterea flagelului infracțional, și anume contrabanda de țigări, fiind intensificate măsurile de prevenire a acestui flagel prin desfășurarea mai multor activități. Totodată, la moment, împreună cu autoritățile naționale, noi ne concentrăm pe operaționalizarea deplină a acordului de statut semnat între Republica Moldova și Comisia Europeană, pe activitatea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Gardă de Coastă, Frontex. Actualmente, Frontex activează în mai multe puncte de trecere a frontierei de stat, din care și la frontiera Moldo-Română, și aici mă refer la punctele de trecere Giurgiulești, Cahul, Leușeni, Sculeni și Costești. Suntem în desfășurate mai multor măsuri după intrarea acordului de statut, astfel ca să dezvoltăm capabilitățile operaționale comune, Poliția de Frontieră, Serviciul VAMAL și Agenția Frontex, inclusiv pe activități pe frontiera verde. Dragi cetățeni, evident că cooperarea nu se referă numai la măsurile întreprinse la nivel național, dar așa cum am menționat, și la cooperarea cu colegii noștri din spațiul Uniunii Europene și în particular colegii din România. Din câte cunoașteți, numai în ultima perioadă, sub coordonarea și cu participarea mai multor instituții la nivel național, în România, dar în particular în județele de la frontieră cu Republica Moldova, au fost destructurate mai multe fabrici ilegale care produceau țigărete, inclusiv țigări cu timbru de acciz falsificat din Republica Moldova. Ultima operațiune având loc pe data de 12 iulie, fiind anihilate două fabrici clandestine în raza județului Iași. Totodată, analiza comparativă a rezultatelor colegilor noștri arată că în mare parte țigările se rețin în punctele de trecere a frontierei de stat, dar dacă să vorbim despre județele din nord-estul România, se atestă fapte de reținere a țigaretelor la frontieră între România cu Ucraina, inclusiv țigarete cu timbru de acciz falsificate de Republica Moldova, în particular țigări produse de un agent economic din Republica Moldova sub denumirea RITM. Împreună cu colegii noștri din Serviciul VAMAL și alte autorități, noi vom continua să implementăm măsuri de aplicare a legii, astfel ca să curmăm la maxim orice flagel la frontiera de stat, în particular la frontiera externă în europene, inclusiv și sub prisma activității comune pe care noi o desfășurăm cu agenția Frontex. Acestea fiind spuse, dragi reprezentanți mass media, noi suntem gata să vă răspundem la întrebări în cazul în care aceste întrebări sunt. Dacă îmi permiteți numai un moment, am vrut ultima etapă, adică de propuneri de legi aferente care vrem să le facem, cum am spus din start. Sau trecem la rubrica și ulterior prezent. Da, deci prezint asta și prezint. Da, ok. Adică, ce am vrut să precizez. Noi avem o lucrare foarte bună cu Poliția de Frontieră și deja și cu Frontex. Mulțumim mult pentru această cooperare.
Dar lupta numai în frontierele Republicii Moldova cu contrabanda este foarte dificilă atât timp cât inclusiv, adică cu produse din tun, atât timp cât pe interiorul țării nu vom avea niște reguli foarte clar stabilite în partea susținând circulația acestor produse. Odată cu ratificarea protocolului, pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția Cadră a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului. Această lege a fost adoptată la 70.03.2022 în Parlament. În Parlament, de asemenea, este formată o comisie parlamentară în frunte cu deputatul domn Dan Perciun, care coordonează activitatea mai multor instituții și prin elaborarea diferitor propuneri privind modificarea cadrului normativ. În cadrul acestei comisii, deja serviciul va înainta niște propuneri anumite în partea și ține de sfera sa de competență. Prin aceasta ce am vrut să menționăm. Deja însă și acest protocol prevede implementarea principiului trasabilității produselor din tutun. Noi am solicitat că până să va fi implementat acest procedeu electronic, să spunem așa, până va fi creat acel soft, să fie implementat un procedeu de trasabilitate documentară. Cum va fi implementat acest proces de trasabilitate documentară, urmează parcursul săptămânii viitoare, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat și cu Agenția Națională de Sănătate Publică, să elaborăm acest mecanism. De asemenea, ca propuneri ce țin de contracararea fraudelor în domeniul cu produs din tutun, am solicitat să fie stabilită obligativitatea înregistrării utilajului pe bază pentru fabricarea produselor din tutun. Un astfel de mecanism este deja stabilit pentru producerea băuturilor alcoolice. De asemenea, am solicitat ca agentul economic să dispună de licență la fabricarea produselor din tutun la importul materiei prime. Adică, la moment, materia primă, cum a precizat colegul domnul Vutcăriov, este o liberă practică și adică nu se spune careva măsuri de autorizare. Dar, necădând la fapt că această materie primă avem o discreștere în partea citării de importuri acestea, dar pentru a asigura o trasabilitate a materiei prime, urmează a fi permisă numai agentul economic care dispune de licență pentru producerea acestor produse, pentru fabricarea produselor din tutun. De asemenea, ca propunere a fost înaintat instituirea monopolului de stat la confecționarea timbrelor de acces. Sunt și anumite suspiciuni în domeniul dat, adică s-ar falsifica anumite timbre de acces. Revenirea la procedura de licențiere a comercializării cu amănuntul, iarăși este o propunere destul de discutabilă, dar care noi am propus-o ca autoritățile administrației publice locale să-i revină acea atribuție ca să elibereze licență, precum era anterior, la comerțul cu amănuntul. Și în cazul dat urmează a fi aplicat un alt set de măsuri prin care să asigurăm trasabilitatea, atât la import, comerțul agro și comerțul cu amănuntul. De asemenea, am propus ca să fie examinat posibilitatea privind restricționarea comercializării produselor din tun prin stabilirea unui cantități care poate fi comercializate către persoane fizice. Deja cantitatea concretă urmează a fi discutată, fie 43 cartușe, 2 cartușe, am vedere de pachete de țigări, în cazul dat 20, 30 sau 40 de pachete de țigări. De asemenea, am propus ca să instituim un fel de principiu la responsabilității extinse a producătorului sau importatorului, să-i spunem în cazul dat. Propunerea dată urmează să o elaborăm pentru un cadru normativ aferent, prin care însăși importatorul sau producătorul poartă o răspundere financiară suplimentară în situația în care produsele acestora vor fi depistate în frontieră ca produse de contrabandă, iar în proces de examinare se va constata că aceste produse au fost comercializate fie peste limita stabilită către persoane fizice, fie în situația când au fost comercializate către o întreprindere care nu dispune de licență pentru comercializarea cu amănuntul, în care va fi acceptată această formulă. Acestea sunt propunerile serviciului VAMAL, care am vrut să le auziți și dumneavoastră în partea și de problemele care ne confruntăm noi pe piața internă până aceste produse să le depistăm în cadrul posturilor VAMALE. Cu regret, iar recent am avut niște importuri de produse din tutun și în proces de documentare am constatat că produsele de tutun practic nici n-au ajuns încă la întrepozit, dar deja au fost constatate în frontieră ca produse de contrabandă. Mai sunt și alte propuneri care le va înainta serviciul VAMAL pe parcurs, dar tot aceasta urmează să avem o discuție și o discuție transparentă, inclusiv cu agenții economici care activează în domeniu, deoarece nu putem pornim de la premiza, toți agenții economici care activează în domeniu sunt cumva furnizori de produse de contrabandă. Este un alt spectru de populație care sunt antrenați permanent în astfel de activități, de aceea noi încercăm cumva să delimităm și să privim fiecare cetățean, eventual cetățean în frontieră sau un agent economic, ca fiind un fel de complice, de mijlocii sau autor a actului de contrabandă. Cam aceasta este suficient. Acum știu că dumneavoastră aveți foarte multe întrebări, suntem predispuși de a răspunde la toate întrebările noastre. Care este
valoarea totală a zgăriților confiscate în ultima jumătate de an, dacă avem o stabilită valoare. O valoare financiară nu avem la moment, pentru că nu le facem evaluare. Cantitativ avem pe o perioadă de jumătate de an. Deci, cum am menționat-o, dacă ne referim la cazurile care au făcut depistări din posturile vamale, fost în jur de 37.804.530 țigărete. Și dacă vorbim deja și țigăretele care au fost ridicate în cadrul dosarului penal pe fabrica clandestină, sunt adițional încă 52.126.000 de țigărete. Deci, în final, totuși, ține postul țigăretelor este luat după prețul de pe piață sau pe materia primă care este utilizată? Deci, pentru a porni o cauză penală pe contrabanda de țigări, dacă vorbim de articolul 248 din cele 1, este nevoie de cantitate, nu este nevoie de valoare. Și dacă vorbim nemijlocit de țigări, vorbim de 3.000 de pachete în locuri speciale amenajate. Da, dacă depășești cantitatea de 3.000 de pachete, atunci o să fie o cauză penală. Deci nu ne referim la indici financiari, dar la cantitativ. Mihaela Tabarcea, PTV, domnului Vasile, ați spus că această creștere a contrabandei se datorează fluxului majorat de transport, de fluxul la frontieră. Din ce cauză? Dacă ați putea să facă o explicație mai detaliată, nu se referă de verificarea mănâncărilor sau puține angajați? Eu când am vorbit despre majorarea cazurilor, eu vorbesc despre majorarea nu cât a trecut. Eu vorbesc despre ceea cât am reținut noi. Și este o majorare de 276% a cazurilor. Și evident că în acest sens noi sporim anumite activități, așa cum și-am menționat în informația pe care am făcut-o publică astăzi în conferințele de presă, cum am menționat-o și colegii mei. Una e când trec 900.000 de persoane și alta când trec peste 4.000.000 de persoane, inclusiv și majorarea mijloacelor de transport. Evident și măsurile se întreprind cu totul altfel din partea colegilor mei la frontieră, în comun cu colegii, dacă vorbim despre punctele de trecere a frontierei de stat și alte aspecte este legat de frontiera verde, care tot este o majorare în depistarea acestor cazuri, pe care tot le-am făcut publice. Credeți că în prezent se face suficient pentru a combate fenomenul de contrabandă? S-ar putea face mai mult? Se face destul de mult, de mai multe autorități de aplicare a legii la nivel național. Colegul meu, directorul general al serviciului, am menționat că pe lângă Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal la Frontieră mai sunt și alte autorități și aici lucrăm foarte mult la aspecte legate de interoperabilitate și sinergie eforturilor pentru a combate aceste flagele. În mesajul meu eu am menționat că țigaretele sau fapta nu se consumă nemijlocit la frontieră de stat. Ea undeva începe. Iată, asupra acestui aspect noi lucrăm și vom continua mai mult să lucrăm pe această dimensiune și nu mă refer numai la combaterea traficului ucid de țigări. Și așa cum spuneam și pe final, desfășurăm mai multe activități în dezvoltarea interoperabilității cu partenerii noștri europeni, în particular cu agenția Frontex, cu care vom activa în cel mai scurt timp pe mai multe dimensiuni, inclusiv și frontiera verde. Și am o întrebare la alt subiect. La ce etapă se află ancheta privind vizita Iuliei Navalnei la Chișinău? A reacționat că eu cred că mai mult decât a fost menționat în comunicatul de presă, eu la momentul de față nu o să pot spune, reiterez faptul că toți cetățenii străini sunt supuși unor măsuri mai specifice de după 24 februarie, iar cu rezultate adiționale, iar rezultate cu privire la rezultatele anchetei, vom informa opinia publică suplimentar după ce se vor finaliza aceste proceduri. Sunt proceduri specifice legate de intervierea persoanei, de verificarea actului de călătorie,
de verificarea a surselor deschise, proceduri speciale cum ar fi OSINT, astfel ca să ne asigurăm că orice cetățean care intră pe teritoriul Republicii Moldova este cetățean de bună credință și nu contează nici naționalitatea, nici numele, etc. Din datele Poliției de Frontieră, deci numărul de cazuri a crescut de peste 200 de ori față de anul trecut, spre dumneavoastră. O creștere de 276%. Și din aproape două ori la serviciu mamal. Am înțeles. 88%. 88%, dar vorbim de constatările, de depistările în posturi. Și dacă îmi permiteți, domnule Vasile, am și câteva întrebări la alte subiecte. În ultima săptămână au fost aproape 8 alerte cu bombă la aeroport. Ce cunoașteți dumneavoastră și ce înveți prin Ca și autoritatea care este responsabilă pentru ordinea publică în punctul de trecere a frontierei de stat, toate aceste cazuri sunt înregistrate conform procedurilor stabilite și așa cum au informat colegii noștri de la Procuratura Generală, toate cazurile sunt gestionate și investigate de către Procuratura Generală. Noi acordăm tot sprijinul necesar colegilor noștri din Procuratură pentru investigarea cazurilor. Vă mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că am răspuns destul la această întrebare și dacă sunt clarificări în acest sens, eu vă sugerez să vă adresați către colegii noștri din Procuratura Generală. Am înțeles. Și acum mai bine de jumătate de ană, la serviciul de creștere Leușeni, dacă nu greșesc, un microbus cu microbiști scoțieni a trecut fără autorizație. Atunci Poliția de Frontieră a spus că a inițiat o anchetă. Persoanele care au fost desfășurată anchetă, persoanele care au fost, s-a constatat anumite încălcări, au fost atrase la răspundere disciplinară, fapt consumat. Noi continuăm, colegii noștri, să desfășurăm, sau colegii noștri de la Serviciul Vamal continuă modernizarea acestui punct și vrem să vă asigurăm că asemenea cazuri nu se vor repeta. Încălcări în ce sens? Ce făceau angajații în acel moment, când a fost posibil să treacă un microbus? Fapt consumat, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Cei care sunt vinoveți au fost sancționați în acest sens. De asemenea, dacă puteți să ne spuneți, au loc lucrări de reparație la punctele de trecere Leușeni și Sfânt, au desferit din această cauză cetățenii care vor să treacă frontiera. Cât vor mai dura aceste lucrări? Explicăm, da. La mai multe întrebări, dacă îmi permiteți, aș vrea să dau răspuns, inclusiv partea ținând de fluidizare în mijloacelor transport, care au fost blocajele în frontieră și multe alte întrebări. În partea ținând de reparații, proiectul a fost inițiat anterior și proiectul a fost însă și această licitație a fost inițiată la finele anului 2021, când nu era acest război. Reconstrucția postului Vamal Sculin este una imperioasă și necesară. Prin reconstrucția postului Vamal se va majora capacitatea, însă și suprafața postului Vamal și capacitatea de procesare aproximativ de 3 ori. Dacă la moment, până la reconstrucție, aveam două piste pe sensul de intrare, vorbim de persoane fizice, două piste pe sensul de ieșire, noi vom avea 7 piste pe un sens, 7 piste pe altul. Și pentru autocamioane vor fi 3 piste pe un sens și altul, adică 6 piste pentru autocamioane. Capacitatea postului va crește foarte mult. Acesta este un lucru necesar pentru toată această regiune. Că au coincis acest război și reconstrucția postului Vamal, îmi pare rău, dar un mic detaliu. Chiar până la război, capacitatea postului Vamal, adică capacitatea postului de procesare la moment, este mai mare decât era până la război. Volumul de muncă este mult mai mare, dar oricum măsurile de sincronizare și capacitatea de lucru a colaboratorilor prin diferite mecanisme de conlucrare cu partea română este mult mai mare. Dacă vorbim de autocamioane, până la război erau 89 de camioane procesate, acum sunt 109 camioane procesate, pe un sens, dacă este vorba de sensul de ieșire. Pe postul Vamal Leușeni, lucrările trebuiau să fie încheiate la finele lunii iunie. Nu s-au încheiat la finele lunii iunie, deoarece au apărut niște probleme la proiectare. Noi sperăm foarte mult, chiar ieri am avut ieri colegii au avut o întâlnire cu agentul economic, ne-au asigurat până la sfârșitul lunii iulie vor fi încheiate aceste lucrări. Și deja s-au mai deschide 5 piste, deja va fi fluidizat mult mai bine traficul. Noi totuși
Suntem conștienți că reconstrucția acestui post vamal creează careva inconveniente, dar orice e reconstrucție care se efectuează nu numai decât în postul vamal, iarăși creează inconveniente. Dar tot sperăm că până la finele lunii, până la 31 mai, dacă nu greșesc, este termenul limitei de dare de exploatare acestui post și ulterior cetățenii vor beneficia de această posibilitate de a traversa mult mai ușor frontiera Republicii Moldova prin postul vamal Sculeni. Mai mult că atât, acolo urmează a fi construite și niște zone de așteptare. Dar aceasta este la moment la nivel de proiect și ulterior, când vom condura acest proiect mai bine, atunci îl vom prezenta public. Rugăm pur și simplu din partea cetățenilor permanent, facem acest fel să fie mai înțelegători, motiv că tot în interesul cetățenilor să face această reconstrucție, nu în interesul serviciului vamal. Eu aici vreau să adaug suplimentar la ceea ce a spus colegul meu, domnul Tomazan. Eu am dat câteva statistici, da? Și încă o dată vreau să reiterez. Anul trecut, în jumătate de an, frontiera de stat moldo-român a fost traversată de către 1.930.253 de persoane. Anul acesta, 4.044.202 persoane. Credeți-ne, și eu aici mă adresez către cetățeni, că împreună cu colegii de la serviciul vamal facem tot posibil astfel ca timpii de așteptare să fie minimizate. Personal, zilele trecute am fost și la Sculeni, și la Leușeni. Și dacă la Leușeni, în cazuri normale, sunt două piste pe intrare, în cazul în care este un flux major de persoane, autocare, autoturism, se lucrează pe 6 piste. Ieri, în punctul de trecere Leușeni, pe sensul de intrare, se lucra pe 6 piste. O pistă pentru autocare, o pistă pentru microbuse și 4 piste pentru autoturism. Încercăm să fluidizăm la maxim. A fost suplinit și numărul de personal. În numite direcții, noi chiar și n-am refuzat concedii pentru colegi, dar detașăm alte persoane pentru a face față acestui flux, pentru a fi alături de cetățeni. Eu ieri personal, împreună cu colegii mei, am stat și am comunicat cu cetățenii, inclusiv comunicatorii sunt în pistă, împreună cu colegii noștri de la serviciul vamal. Și adresarea noastră către cetățeni este: în același timp cât Leușeniu și Sculeniu încărcat, punctul de trecere Costești, punctul de trecere Cahul, mă scuzați de expresie, sunt goale. Traficul este minim. Eu înțeleg că atunci când tu planifici călătoria, tu îți planifici și ruta. Ori în cazul ăsta îți asumi, dacă folosești Leușeniu, că vei sta în rând, ori faci un cerc plus, nu știu cât, 120 de kilometri, 140 de kilometri, dar treci destul de rapid. Credeți-ne că facem totul posibil. Și încă un lucru, legat de ce acte de călătorie noi prezentăm la control. Și aici o să dispară întrebarea de ce pe malul drept al Prutului se procesează mai repede. Atunci când cetățeanul trece frontiera și prezintă la control un act de călătorie a Uniunii Europene, colegii noștri în România efectuează numai procedura de identificare a persoanei, fără a înregistra în sistemele informaționale. Noi, la moment, încă nu putem să facem acest lucru. În contextul armonizării procedurilor și legislației la standardele Uniunii Europene, ca și statut de țară candidat la Uniunea Europeană, credeți-ne că vom face tot posibil astfel că toate procedurile să fie armonizate și una din proceduri despre care a vorbit colegul meu Igor Talmazan este dezvoltarea infrastructurii acestor puncte de trecere, astfel ca să minimizăm la maxim timpii de așteptare. Dacă este posibil să revenim totuși la subiectul de astăzi, contrabandă și trafic țigări, spuneți-vă care sunt cauzele sau motivele invocate pentru suspecți, persoanele care încearcă să facă contrabandă țigări sau să traficheze. De ce fac asta? Simplu, interesul material. Sunt cazuri, știu din istoricul național, da, noi vă urmărim, că au fost și cazuri de import în Republica Moldova din spațiul ucrainean a țigărilor. Atunci, care este motivul? Totuși, la noi țigările se exportă la un preț mult mai mic decât de acolo. Posibil a fost un tranzit, dar nu mi-aduc aminte astfel de caz când s-au importat ilicit. Noi, în principiu, nu suntem țară importatoare de contrabandă, la noi este mai mult problema de export de contrabandă, să-i spunem așa.
Bine, noi analizăm datele pe export de contraband în contrapunere cu datele care le depistează și cu depistările colegilor din România. Deoarece frontiera vamală este una, să spunem, frontiera de stat este una comună. Posturile vamale sunt limitrofe. Și într-un post și în altul activează atât colegii de la Poliția de Frontieră, cât și cu colegii de la Serviciul Vamal. După datele astea, noi ne orientăm permanent. Fiecare țară mai mult își apără securitatea economică prin verificare mai minuțioasă a importurilor, adică la intrarea în țară. De aceea și noi avem un regim mai simplificat la ieșirea din țară. Dacă se privim sub aspectul mărfurilor, aproximativ 97% din mărfurile care sunt la export, adică declarațiile vamale, ele sunt în majoritatea cazului cu culoare verde. Impostul vamal se efectuează numai un control vizual și fizic simplificat al mijloacelor de transport care efectuează aceste transporturi de mărfuri. Pe perioada de referință, deja, cum am menționat, colegii au crescut, practic, însăși Republica Moldova au crescut cu 50% exporturile și, suplimentar la aceasta, avem foarte multe tranzituri și avem foarte multe reexporturi, adică se importă Republica Moldova și reexport în partea ucraineană. Volumul de muncă la sarcina pe post a crescut, practic, de 3 ori în funcție de post. Și la întrebarea dumneavoastră, dacă îmi permiteți, da, într-adevăr, după ce s-a început acest război, prioritatea numărul 1 a fost de a fluidiza cumva traficul în frontieră. Cunoașteți foarte bine și este un fapt notoriu că am avut și 100 km în frontiera vamală moldo-română, adică frontieră pe partea noastră, pe motiv că cumva procesarea era mai dificil partea română. Am avut sumedenii de ședință, întrevederi, discuții, soluții și așa mai departe, pe fiecare post vamal în parte. Acum avem o creștere de practic de 2 sau de 3 ori, în funcție dacă vă interesați careva post în parte, pot să vă dau detalii până la cele mai mici detalii tehnice, cum am fluidizat traficul pe partea ce ține de traficul de mărfuri pentru fiecare post în parte. Nu excludem că în această perioadă și permanent am făcut apeluri, că am făcut ședințe comune și o conferință comună cu colegii de la Agenția Națională de Sănătate Siguranța Alimentelor, prin care am aprobat acel ordin comun cu privire la fluidizarea traficului de mărfuri în mărfuri perisabile. Permanent am făcut apel. Sunt colegii transportatori, companii transportatoare, conducătorii auto. Sunt admit acte de contrabandă, că aceste acte de contrabandă ulterior vor avea ca finalitate însăși fortificarea măsurilor de control. Dar noi am fost puși în situația ca autorități vamale și împreună cu colegii de la Poliția de Frontieră din două rele să alegem una mai puțin rea, așa? Am pus accentul în primul rând pe fluidizare. Și cu toată modestia pot declara un lucru. Suntem singurul stat din regiune unde nu avem astfel de rânduri care sunt create la trecerea frontierei de stat, la punctele vamale. Practic, cu excepția unor blocaje pur și simplu funcționale, condițiile de distanță dintre posturi nu permit acest fapt, adică dacă vorbim din Giurgiulești 1, Giurgiulești 2, în sudul Republicii Moldova, noi practic nu avem blocaj în vamă. Exportul Republicii Moldova nu au fost blocate decât o perioadă foarte scurtă de timp. Acum exportatorii noștri pot să exporte producția fără a avea careva blocaj în frontiera Republicii Moldova. Am avut o lucrare foarte bună cu partea română. Și revin la întrebarea dumneavoastră, când va fi cumva, deja nu va mai fi acest, să spunem, Republica Moldova privită ca o țară exportatoare de contrabandă. Acțiunile care se întreprind dintre autoritățile vamale și Poliția de Frontieră, ele sunt sincronizate. Noi am avut o discuție foarte, să spunem, constructivă cu colegii din România și am recapitulat fiecare post vamal în parte și măsură urmează să întreprindem. Republica Moldova, chiar dacă nu este o țară europeană, suntem mai dotați la moment cu mijloace de scanare mai bine decât partea română. Partea română are ca proiect, care urmează să-l implementeze până la finele anului 2023, de a instala în fiecare post vamal la frontiera cu România scanere pentru scanarea mijloacelor de transport, inclusiv autocamioane, autocare și automobile. La moment, noi avem echipamentele de scanare, ele sunt cam învechite, dar oricum fac față. De aceea, partea română, noi am avut o înțelegere așa colegială, partea română a dotat postul vamal Albița cu scaner, un scanner mai performant decât le avem noi și asigură scanarea la autocamioane care traversează acest post vamal. Noi asigurăm scanarea pe alte posturi vamale. Este vorba de Giurgiulești, de Sculeni și de Costiești. La Costiești a fost construită zona de control vamal și am montat și acest scanner. Pentru montarea unui scanner, desigur, sunt niște condiții tehnice care urmează a fi respectate, deoarece însăși la scanarea unui automobil sau un joc de transport, el elimină niște raze X care sunt nocive pentru oameni. Deci, problema, credem că
avem așa ca un noutate bună, dacă să-i spunem. Problema dată va fi eliminată, nu complet, dar în mare parte, la finele anului 2023, când partea română deja își va dota practic toate posturile vamale cu aceste echipamente de scanare. Dar totuși sperăm că până atunci noi vom accelera, să-i spunem așa, pe controlul comun și o mare parte din probleme vor dispărea de la sine. Atunci vor dispărea și suficiunile că cumva contrabanda este facilitată de către autoritățile din Republica Moldova, că noi am fi implicați în acțiuni de contrabandă. Nu ne este greu acum să discutăm despre anumite date concrete atât timp cât noi ne fortificăm, eforturile noastre sunt cumva conjugate cu efortul părții române. Pe alte momente s-au invocat, desigur, că am organizat această conferință de presă, reieșind și o presiune publică care a fost în spațiu public, adică s-a discutat despre faptul că s-ar fi majorat contrabanda la frontiera cu România. Desigur, am văzut că unii colegi din presă chiar și-au dat niște cazuri elocvente, adică prin aceste camioane goale care traversau frontiera Republicii Moldova, iarăși s-ar face export de contrabandă. Noi am luat act de chestia dată, o să le punem pe o verificare mai minuțioasă și vom verifica mai detaliat aceste camioane goale, care inclusiv din regiunea transnistreană, care fac retură, să-i spunem așa, în România. Asta ca mesaj, ca să fie clar. Noi permanent monitorizăm toate, adică facem o analiză la toate declarațiile publice, pe diferite cazuri concrete. Noi ne autorizăm de la sine și ne autorizăm din oficiu și începem careva măsuri pe acest segment. Vă spun, prioritatea numărul 0, prioritatea numărul 1, după ce s-a început acest război, a fost pe furnizarea traficului. Poate pe anumite segmente am fost o întrebare, dacă este loc pentru mai bine. Tot timpul este loc pentru mai bine. Dar noi, cu părere de rău acum, adică când s-a început acest război, noi nu suntem în situația de alegi și mai bine. Noi suntem în situația de alegi din două rele, una mai puțin rea. Cu părere de rău, așa activăm și în continuare. Și noi am activat foarte bine și am gestionat foarte bine situația în partea ținei de decongestionarea posturilor vamale, dar acum iarăși a sărit peste noi alt problem, cumva parcă noi am facilitat contrabanda. Și noi trebuie să ne expunem pe niște cauze ce ține de securitatea economică a României, spre exemplu. Da? Nimeni niciodată nu o să întrebe autoritățile din România despre contrabanda din Republica Moldova. Fiecare stat răspunde pentru securitatea proprie a statului respectiv. De aceea fiecare din dumneavoastră a trecut frontiera vamală. Fiecare din dumneavoastră a fost în jocul transport. Eu sunt de parte de gândul că Vameșul sau colaboratorul Poliției de Frontiere a dispus la un anumit etapă ca mijlocul transport respectiv scoate toate bagajele absolut, mijlocul transport să fie scanat și tot multe alte acțiuni de astea de un control de asta mai riguros. Asta nu se fac. Asta se fac numai în cazul unui analiz de risc specifice. Deoarece dacă noi vom procede la astfel de măsuri, rândurile care sunt acum formate în posturile frontierei nu vor fi astfel, ele vor fi kilometrice. Deci e permanent, adică noi suntem în situație că trebuie să alegem o cale în măsură în care să nu îngreulăm, să nu privim toți cetățenii ca potențiali infractori. Iată, acesta este... Mare parte despre faptul că Republica Moldova este o țară exportatoare de contrabandă și de alte bunuri. Dar ea mai este și o țară tranzit pentru astfel de infracțiuni. Ce state folosesc Republica Moldova pentru comitetele cetățenilor? Noi avem o lucrare foarte bună cu autoritățile și din România. Dacă vorbim despre partea ținii de contracarare contrabandei, la cazul dat este Inspectorul General al Poliției de Frontieră de România, care colegii noștri știu că au lucrare foarte bună și domnul Vosilu se poate să-i expună pe chestia dată. Alte autorități de drept din România, precum este DICOT, OLAF, SELEC și multe alte autorități care conlucrăm. La moment nu s-a constatat astfel de tranzituri substanțiale, să-i spunem în felul dat. Chiar dacă camioanele care tranzitează Republica Moldova, oricum noi le spunem un analiz de risc. Noi nu verificăm fiecare camion, să înțelegeți, dumneavoastră să înțeleagă toată societatea. Sunt multe camioane care sunt tranzite. Noi avem pe... luăm datele zilnice noi publicăm. Frontiera Republicii Moldova zilnic este traversată 2500 de camioane, mediu, de 7000 de mijloace de transport, de 350 de autocare. Dacă crede cineva că noi verificăm fiecare mijloc de transport în parte, asta este practic imposibil. Noi în frontieră nu avem capacitate și posibilitatea să descărcăm și să încărcăm un camion. Importul, noi verificăm importul în Republica Moldova. Camionul este în frontieră, perfectat tranzitul la post vamal intern, la terminal. La terminal marfa este încărcată, descărcată și tot, selectiv, că nu descărcăm toată marfa. Fix aceeași chestie la exportul de Republica Moldova. Exportul se perfectează în frontieră,
în vama românească îi se perfectează tranzit și se redirecționează la tranzit. Eu aș vrea ca societatea să înțeleagă că noi nu facem controlul mărfurilor în frontieră. Noi în frontieră numai în situația în care camionul este redirecționat pe un culoar roșu de vămuire. Spre exemplu, este diferență dintre cantitate, este înregistrat ca potențial camijoc respectiv transport a fost utilizat anterior în acte de contrabandă și multe detalii din astea care țin de activitatea de, să spunem așa, de siguranța în cadrul serviciului vamal. Numai aceste camioane noi putem să le punem la un control riguros. În rest, noi nu efectuăm asta. Din 2500 de camioane să admitem că ele 20% sunt tranzit, păi, iarăși, numai situația în care în cadrul procesului de tranzit se constată careva suspiciuni. Acele camioane pot fi încărcate, descărcate, rupt sigiliu și verificate. Deci, iar nu toate camioanele care traversați frontiera Republicii Moldova sunt controlate minuțios, asta este exclus. În frontieră, iarăși, dacă în baza analizei de risc sunt careva suspiciuni privind marfa transportată, iarăși putem să le scanăm acel mijloc de transport. Dar noi nu rupem sigiliu și intrăm în camion să verificăm marfa. Se verifică la punctul de destinație. Deci, să spunem acum că Republica Moldova este ca o țară de tranzit, spunem că da sau nu, asta este foarte dificil. Dar noi, oricum, lucrăm pe segmentul dat și avem multe camioane care sunt verificate aleator, noi facem o verificare din asta ad hoc, la anumite mărți. Dar în cel mai des oare unde totuși este marfa pusă în ce țară? Unde este punctul de destinație a mărfii? Păi dacă e tranzitul din Ucraina, punctul de destinație poate fi România, respectiv verific la terminal de România. Dacă este altă țară europeană, fix în fiecare țară, procedura de vămuire e cam aceeași. Marfa nu este vămuită în frontieră? Poftim? Eu zic de scopul persoanei, unde ea se gândește că va ajunge marfa și... Dacă totuși conferința de presă este axată pe contracarea produselor din tun, adică dacă vorbim despre țigări, desigur că una din țările europene, nu este Republica Moldova, când păi, beneficiul și costul la țigări e 5 ori mai mare. Și iar vorbim de mărci internaționale, că țigările noastre de Republica Moldova nu mai știu dacă sunt recunoscute la nivel internațional și le cunoaște așa de bine. Dar totuși am spus astăzi, este sunt? De țigări, deci unde ele ajung, dacă nu în România? Deci, majoritatea cazurilor noi considerăm că în România, dar să nu uităm că o parte din chiar avem depistări foarte multe la autobusele care sunt antrenate în curse internaționale. Noi dacă să luăm un autobuz care circulă pe rute internaționale, unii majoritatea conaționalilor noștri transmit careva colete la rudele care s-au scutare. Păreri de rău, noi avem foarte multe persoane care sunt plecate din țară așa. În fiecare colet din ăsta, dacă să-l verificăm cap coadă, noi să găsim câteva pachete de țigări. Dar asta nu este infracționalitatea cei care nu luptăm tot cu naționalele noștri care transmit niște mărfuri. De multe ori noi facem o verificare din asta selectivă, dar el dacă spați sute de autobuz pe zi și noi scărcăm în posturile vamale câte 4 tone de colete, noi scărcăm și o să încărcăm un autobuz. Noi oricum facem verificarea respectivă și poate chiar de multe ori am primit post de la cetățeni, nu este ok când noi acele colete să le descărcăm acolo în post vamal, că să trimitem autobuzul pe la scanare. Dar altă modalitate noi nu avem. Deci e selectiv, câte 1, 2, 3 autobuze, noi le scărcăm, le încărcăm, le scanăm și ulterior toate acele colete sunt încărcate înapoi. Dacă o să verificăm fiecare colet în parte, poate o mare parte din ele transmit conaționalele noștri, iarăși țigări procurate în Republica Moldova, care sunt achitate timbrele, taxele, adică și inclusiv accesul ce avea în Republica Moldova, ei le transmit ulterior în partea cealaltă. În principiu, prejudiciul asta, economiei Republicii Moldova, prin astfel de acțiuni, nu sunt aduse. Sunt aduse imagini în Republicii Moldova. Și noi, este dificil că noi câteodată să facem un lucru la poliția de frontieră sau la vama din România sau la poliția locală din Franța sau din Italia. Noi nu putem să facem lucruri la toate aceste autorități publice, unii care sunt ca locul destinației. Noi verificăm selectiv marfa care tranzitează Republica Moldova. Noi pentru asta răspundem. Și pentru marfa care este importată Republica Moldova. Colegul domnul Vodcareu a vorbit la început conferinței de presă de depistarea unei întreprinderi care însă și fabrica ilicit acest produs. Materia primă este importată legal din China, din Turcia și din mai avem noi materie primă. Ceva de genul dat. De aceea și noi propunem, sigur, e materie importată legal. La moment, serviciul vamal verifică controlul până la intrarea în țară.
după ce materia primă este devamată, noi nu mai avem niciun control asupra ei. Deci, prin propunerile legale care le-am menționat nemijlocit, adică că Comisia Parlamentară au fost alentate și am solicitat ca să limiteze cercul de persoane care pot importa materie primă numai la întreprinderile care au licență pentru producerea, pentru fabricarea acestor produse din tun. Și atunci acest circ va restringe. El, dacă o fi materie primă comercializată prin mai multe întreprinderi, cumva îi pierdem urma la această materie primă și e dificil deja de identificat pe piață. Dar serviciul vamal activează în frontier. Noi avem atribuții de activități de investigație, putem să facem teritoriul Republicii Moldova, desigur, dar trebuie un temei justificat. Cum spunem, pornim pentru fiecare pachet de țigări depisat în vamă, să pornim dosare penale până ajunge la producător. Nu putem să mergem la premiza că toată lumea este infractor, știți?